Welcome to the third edition of the new European Bauhaus Prizes, adding a cultural and creative dimension to the European Green Deal. The new European Bauhaus promotes beautiful, sustainable, and inclusive places, products, and ways of living, matching sustainability with style. Architects and engineers, community organizations, students, scientists and teachers, artists and designers. The new European Bauhaus Prizes celebrate all changemakers contributing to this transformation of our living spaces and lifestyles. From revitalizing urban neighborhoods to restoring natural habitats, the projects submitted to the prizes come in many shapes and forms. In the European Year of Skills, we want to celebrate all those experts, students, educators who help us take the future in our hands. The 2023 prizes will reward projects with a positive impact on learning and education. We celebrate grassroots champions, local initiatives, and the brave ideas of rising stars, the young people at the front line of the new European Bauhaus. We want to make sure that their efforts thrive in the right environment. And today, urban spaces are also in the spotlight. Cohesion Policy's European Urban Initiative will invest in more sustainable, inclusive, and beautiful cities, big and small, across Europe. The first 14 urban innovative actions dedicated to the new European Bauhaus will be revealed today. So, who will be the winners? Câteva cuvinte despre prima zi aici la Bruxelles. Da, am participat la câteva seminarii de a vedea noua finanțare, New European Bauhaus, ceea ce înseamnă că proiectele vor avea o anumită formă, mai ales după 2027. Și este foarte important, dar cel mai important este că am putut să venim cu cel mai frumos proiect care are elemente de New Bauhaus, chiar dacă a fost finanțat în 2014-2020 și l-am finalizat anul trecut. Și sigur că participăm la premiere, nu avem încă nicio un detaliu, așteptăm cu emoție și cu sigur și cu surpriza momentului de mâine, care va fi după 3, și eu am așa încredere în proiectele noastre, că sunt cele mai interesante, cele mai frumoase, chiar dacă suntem în competiție cu Belgia, cu Danemarca, dar vom vedea mâine. Luptă aici, în țara lor. Da, un fel de, nu o luptă, e un concurs la care am participat cu cel mai frumos proiect, un proiect care se adresează persoanelor cu probleme sociale, cu dizabilități, cu chiar e un concept nou să poți aduce o asemenea infrastructură la nivelul oamenilor care n-au avut în viața lor posibilitatea să meargă într-un asemenea centru. Eu cred că deja e un câștig acestui proiect, cu premiu sau fără premiu. Dar e important și să fie centrul recreativ Legacy, chiar din fașă. Din primul proiect au mai participat în 2014 la un proiect, la un concurs mondial de arhitectură, și acolo am luat locul 6, ceea ce la un concurs mondial de arhitectură cu mari arhitecți, proiectanți ai lumii, am fost onorat și atunci. De fapt, acest proiect este câștigător din fașă. Apoi l-am câștigat la finanțare și acum, sigur, mâine așteptăm cu emoție momentul premiere.
Bun venit la Centrul Recreativ Legacy! Mai 2020 am dat ordinul de începere a lucrării, adică a avut loc prima săpătură. Aici a fost o muncă titanică. Macarale, excavatoare, buldozere, oameni, sute de muncitori, proiectanți, arhitecți. Foarte, foarte mulți oameni au pus umărul să se concretizeze acest proiect. Și sigur, finanțatorul fiind ADR-ul Nord-Vest, care ne-a coordonat și am ajuns la acest nivel ca să derulăm acest proiect european. Proiect de asemenea anvergură nu se face peste noapte, e foarte multă muncă și de aici încolo va presupune muncă cu noi angajați, cu fluxurile de beneficiari, de toate tipurile de beneficiari. Dar la asta ne-am angrenat, știm să facem munca administrativă și o să o facem cu mare bucurie. Capacitatea din proiect este de până la 500 de persoane. Sunt zeci de activități diverse. Unii vor veni să citească o carte, de ce nu, să studieze în acel loc recreativ, bibliotecă. Apoi vor fi copii care știu să picteze foarte bine și vor avea o zonă de creație. În această sală se vor putea face workshop-uri, prezentări, discuții, dezbateri, într-un loc binevenit și îmbinat cu celelalte facilități. Cea mai mare bucurie că pot să las moștenire pentru o anumită categorie care nu are atâtea posibilități, fiindcă se confruntă cu probleme. Probleme sociale, probleme de boală, probleme de handicap. Vor fi grupuri care vor putea să beneficieze de toate aceste servicii gratuit. Sunt oameni în România, în orașul nostru, care în viața lor au văzut astfel de facilități doar în filme și niciodată nu au putut să le utilizeze. Acești beneficiari cu siguranță vor aduce un plus de integrare, de regândire a timpului liber, a vacanțelor, a weekendurilor. Așa putem să devenim mai performanți și oameni care să fim foarte utili societății de mâine. Of the first champions, we can see it here. There are three, as you can see, and again, only one winner this time. Yes, and then on this, the winner is Aalborg East, from isolated to inclusive. Congratulations! A whole team, a whole team. So who's gonna do the talking? Are you going? So you cannot speak for everybody, but I guess the excitement and the suspense
was quite strong? Yeah, it is. To be honest, just before we went up here, we said, when we saw all the other projects, we said, we have no chance here, not at all. And my companion has said, oh, now it's Aarhus. We never win in Aalborg. Aalborg is north of Aarhus. But we have it, and we are so proud, and we are so happy to. Mrs. Commissioner, thank you very much. And I have to say thank you on behalf of all our tenants. It's easy for us to stay here and say thank you. But all the people who is living in our apartments is the most important thing in the progress to develop an area like this. Thank you very much. Congratulations. O experiență minunată. Unică. Sigur că e o mare onoare pentru mine personal și pentru orașul Beclean și de ce nu și pentru România. Să fii selectat în primele trei proiecte pe categoria de proiecte sociale, sigur că bucuria era maximă dacă eram pe primul loc, dar întotdeauna nu locurile contează, ci valoarea unui proiect. Mai mult decât atât, dacă ați văzut, am reușit aici să purtăm câteva, cu ghilimele de rigoare, negocieri care se pot face pentru a putea să aducem proiectele noastre la nivelul de proiecte New Bauhaus european, fiindcă e o nouă axă care se va finanța proiecte și sperăm să reușim ca și regiunea noastră nord-vest să găsească posibilitatea să finanțăm pe această axă unul dintre proiectele de mare importanță, Grădina Urbană Transilvania, și este bine să fim aici, că am fost aceste două zile aici, că am putut împreună cu reprezentanții de la ADR, împreună chiar și cu doamna comisar, cu ceilalți oameni care am văzut că avem reprezentanți ai României aici foarte importanți, și eu cred că putem să ne impunem și noi, ca și România, ca și proiecte, pe această nouă finanțare europeană. Eu tot ceea ce am făcut am mediatizat. Am făcut public. N-am făcut nimic pe lângă normal și vreau să vă spun că întotdeauna am fost un echilibru administrativ, întotdeauna mi-am respectat contracandidații, oamenii din aceeași echipă și chiar și opozanții politici. De-a lungul celor 24 de ani de administrație pură, știți, din prima zi până în ultima zi cât voi sta în administrație, voi aplica respectul care îl pot față de toți competitorii administrativi și politici. Și ce facem astăzi, să știți că am adus-o la cunoștința factorilor care am considerat eu că trebuie să știe de această conferință. Și la momentul potrivit o să vă spun transparent, exact cum v-am spus că peste o lună, deci în 23 mai am spus-o, atunci eram la o întâlnire, și am zis că să-mi dați răgazul și mulțumesc că mi-ați dat răgazul de cele 30 de zile,
în care o trebuie să fac niște pași în care se fac într-o colaborare colegială, într-un partid, în administrație. Și vă mulțumesc foarte mult că ați înțeles că trebuie făcuți toți pașii ca să putem să prezentăm, sigur, toate subiectele care le-am propus pentru conferința de astăzi. Vreau să încep totuși, cum am convenit, să încep cu experiența care am avut-o la Bruxelles și pe cele 8 puncte să le trecem mai sumar și sigur să ne oprim și la ultimul punct, care e un sondaj care s-a făcut într-o anumită perioadă, să vă spun exact cum s-a procedat, de ce s-a procedat așa și, sigur, o parte din concluziile acestui demers. Am avut o experiență extraordinară, sigur nu e prima vizita mea la Bruxelles, mi-am adus aminte din 2002, chiar acum când am fost, că am dat o masă de ziua mea, chiar de ziua mea am fost la Bruxelles în 2002, la colegii mei care am făcut o școală europeană și am făcut primii pași în toate marile, să zic așa, instituții europene. Sigur că visul de atunci s-a concretizat puțin acum ca și administrație, să fiu prezent la o gală foarte importantă, vă subliniez, este pentru prima dată când un beneficiar public aplică la un asemenea concurs și este selectat ca și câștigător, ca finalist la categoria care noi am aplicat, cu acest centru Legacy, care eu țin foarte mult la acest concept. Vă aduc aminte că centrul recreativ Legacy chiar din faș a participat la un concurs mondial de arhitectură, fiindcă am știut de atunci că dacă îl ducem la anumite concursuri, avem anumite aprecieri, vom reuși cu el. Și în 2014, la Singapore, am fost cu acest minunat, atunci erau numai niște planșe, niște SF-uri, care erau incredibile, dar am avut o ștampilă de concurs mondial și acum poartă în toate, să zic așa, partea desenată, poartă acel loc 6 bine meritat de la Singapore. Acum am considerat că trebuie să mai facem un pas și să-l ducem într-o gală, să fie apreciat. A fost apreciat în cele 61 de, ați urmărit majoritatea, 61 de proiecte. Sigur că noi, atunci când suntem acasă aici, credem că numai noi construim. Vreau să vă spun că toată Europa construiește. Am văzut proiecte care mai de care mai interesante și frumoase. Și sigur că noi nu avem acces la juriu și nici nu ar fi corect, care să ne valideze pe prima poziție. Am fi vrut, am sperat să fim pe prima poziție. Din cele trei care au fost catalogate, a fost selectată Danemarca pe primul loc. Ne-am bucurat, e un proiect extraordinar care l-au făcut. Și al nostru rămâne extraordinar și beneficiile acestei prezențe, dacă nu înțelegem, noi, toată administrația guvernamentală, locală, instituțională, că trebuie să fim prezenți acolo unde se decide viitorul, nu prea vom fi printre cei câștigători și mai mult decât atât, este necesar să aplicăm orice prezență. Prezența înseamnă foarte multe discuții care au avut loc acolo și mai mult decât atât, să vă spun care a fost și gândirea noastră a aplica la acest concurs. Doamna comisar Elisa Ferreira, unde are un foarte bun reprezentant român, și care, să nu-i cumva să-i Iulia Șerban,
care face parte din această comisie, care implementează un nou proiect, un nou concept de finanțare europeană, New Bauhaus, toate proiectele pe această nouă axă, noi aplicăm cu Grădina Urbană Transilvania. E un proiect care va schimba din temelii tot ce înseamnă aici, în zona Băilor Figa. Știți că în octombrie merg o delegație mai mare, am și moderatori care prezintă proiectul la 5.000 de oameni, tot așa să mai facem un pas și cu proiectul respectiv, că Legacy nu ni-l mai e nimeni, e aici, îl folosim de 7 luni, cu premiul 1, 2 sau 3, nu cred că e atât de important, era foarte frumos. Dar grădina urbană, dacă reușim să o implementăm și să avem finanțare dedicată acestui proiect, e un câștig foarte mare. Rămân la această imagine. De câte ori am oportunitatea să fiu prezent la Bruxelles cu lucruri importante și să mă întâlnesc și să am întotdeauna informația de acolo, o să o fac. Peste tot unde îs chema pe fondurile europene, să știți, puțin primari din județ, din România, participă, cel puțin din ADR Nord-Vest. Suntem 2 sau 3 care îi văd în sală și trimit de multe ori colegii. Eu de fiecare dată mă duc, vreau eu să ascult, vreau eu să învăț, să știu toate oportunitățile, că numai așa putem să reușim. Primul punct, să zicem că l-am expirat. Am vrut să vă arăt că tot ceea ce subliniez este adevărat. Am spus că în anul 2024, sigur, anul 2024 până la finalul anului, nicio stradă nu va mai rămâne neasfaltată. Am semnat Angel Salini, sigur, foarte complex, vreo 6 luni am făcut clarificări. A devenit mai complex acest program ca și un proiect european, dar noi depășim toate clarificările și avem contractul semnat. Și ca să vă dați seama, e foarte important, străzile laterale toate, alea de pământ, chiar unul foarte nou, îi 4 km care va face legătură cu Rușul de Jos, deci de aici, legătura prin pădure, pe lângă pădure, aici suntem noi acum, și de aici până în Rușul de Jos vom face legătura cu Clujul. Așteptăm și noi foarte cu interes drumul Beclean-Chiochiș, că altfel nu are valoare această legătură. Sper să se facă, dacă nu, poate că de la anii viitori se vor mai mobiliza mai mult. Și atunci am făcut legătura. Știți că mai avem aici o drumul rapid în zona asta de aici. Deci legăm toată zona asta de aici, foarte importantă pentru noi, cu toate drumurile. Și apoi fiecare străduță care vedeți cu roșu, toate lateralele astea sunt prinse în Angel Salini. Avem tot, doar să dăm autorizația de construcție și ordine de începere. Deci nu e mai la anul, se poate începe la asfaltările respective. În fiecare localitate, aici ne mai rămas 2 străzi, Poldăul ne-a rămas mai mult, fiindcă am aplicat mai greu acolo și nu va mai rămâne nicio stradă neasfaltată în orașul Beclean. Da, de mult s-au făcut. Avem doar de dat ordinul de începere și autorizația de construire. Atât. Cum? O firmă locală, CML-ul. Da, cele 24 de străzi îi în... Dar am rugămintea, nu știu, la final să răspundem sau ca să nu-mi pierd cursul. În curând vă chemăm la recepția lucrării, în funcție de programul ministrului, sigur, actual ministrul finanțelor, domnul Boloș. Dar avem o estimare a unui, o zi mai liberă, în jur de 10 iulie. Ca să vă facem, dacă vedeți, îi aproape gata, aparatura toată stă de un an de zile în depozit,
vă garantăm că avem cea mai valoroasă aparatură de recuperare. Va fi un centru social de recuperare. La fel, dacă vă uitați pe SEAP, de astăzi e ridicată la licitație publică proiect tehnic plus lucrări, piața agroalimentară. Am promovat-o, la fel va fi ridicată în... am recepționat proiectul tehnic, adică ai final ca documentație, doar lucrările le vom ridica, la regenerare urbană, tot centrul orașului Beclean, stânga-dreapta, va fi granit. Cum ați văzut în marile centre, eu iau totdeauna model Sinaia. Îmi place foarte mult, e o zonă și turistică și m-am inspirat de acolo. La fel și mobilitate 3. Deci intră în licitație publică, o să-l vedeți pe SEAP zilele următoare. Și sigur că am reușit să parcurgem toate documentele. Știți că mai apare un centru pe Gal Ținutul Aiducilor care va fi jos o salină, efectiv o salină imensă la subsol, chiar la intrare în stațiune. La etajul întâi va fi o piscină de sare, așa cum se cuvine, să punem în evidență, și sus vor fi împachetări cu nămol. Și acolo am demarat toate, o să apară azi mâine ordinul de începere a lucrărilor și acolo. Și, sigur, nu la final, sunt cam finalizate toate lucrările. Vom recepționa iluminatul public cu LED-uri, am văzut firma Telecom cu subcontractor domnul Ursa, că verifică ultimele LED-uri, le-am spus că până nu văd cele aproape 1000 de LED-uri că funcționează punct cu punct, nu demarăm partea asta de recepție a lucrărilor. Și sigur că la un moment dat o să anunțăm și zilele orașului Beclean, odată cu inaugurarea Centrului Cultural. Am văzut o promovare a regizorului Radu Afrim, care mi-a promis că va face chiar la inaugurare o piesă de teatru și avem această posibilitate că e omologată scena și toată Casa de Cultură și pentru teatru. Drumul gării din Beclean și cu cele două proiecte de mobilitate nu se pot finaliza numai când finalizăm și centura, adică trebuie să fie cam concomitent, fiindcă punem în funcțiune și semaforizarea, dar semaforizarea pe nivelul ăsta de aglomerație va fi, eu zic că, nefuncțională, plus că avem în proiecte trebuie să facem o trasare specializată conform avizelor care ne le-a dat CNIR-ul și Poliția Română, IGPR București. Așa să vă faceți o imagine, va fi blocat cu bolarzi tot centrul orașului, adică cele două părți, nu mai poți să treci de pe o parte pe alta și nu mai poți să treci de pe o stradă pe alta doar prin sensuri, știu eu, bine gestionate. Și se va schimba în totalitate tot ceea ce vedeți actual și ca imagine și ca trasare. Deci avem o trasare specială care se va face spre octombrie aceasta ca să putem să sincronizăm decongestionarea cu tot ceea ce înseamnă. Și sigur că o să vă invităm la cel mai important proiect. Ați văzut că jumătate este aproape betonată cu fier, cu tot ceea ce înseamnă. Partea de asfaltare, de sensuri giratorii, să știți că am vorbit cu îndemânarea care e subcontractor, cred că ei fac partea asta de la întâlnirea care am avut o săptămână trecută cu domnul președinte și îmi spunea că pe el îl ține maxim o săptămână sau două săptămâni partea de asfaltare. Dar partea grea e asta de infrastructură, de fier, de complicațiile astea care sunt într-un asemenea proiect, dar nu avem nici o sincopă de linie de finanțare, mai mult decât atât că se vor găsi și ultimii bani care trebuie pentru finalizarea acestuia, cu siguranță, având o nouă structură guvernamentală, adică rămânând domnul ministru
care cunoaște acest proiect, au fost la inaugurare, nu la inaugurare, la darea, efectiv la pornirea acestui proiect, și cu siguranță o să am onoarea să îl invit și la inaugurarea acestui proiect, undeva în octombrie-noiembrie, fiindcă trebuie să aplicăm din POIM, deci toți acești bani, asta vă spuneam, că dacă nu ai, nu cunoști toate problemele care pot apărea în derularea unor proiecte, o să vedeți oameni cu proiecte mari, dar cu probleme de neasigurarea, imposibilitatea de asigurării cofinanțării sau tot felul de probleme. Întrebarea care mi-a pus-o un reprezentant de la regiunea Vest, că am fost în același hotel și am mers în aceeași mașină și mă lăudam eu acolo că avem în derulare 100 de milioane de euro, că avem atâtea proiecte, și prima întrebare a zis: cum ai reușit să asiguri cofinanțarea? E cea mai grea întrebare. Și i-am spus clar cum am reușit. Am amânat proiectele pe 2-3 ani bugetari, o parte din ele o să meargă până în 2024, ca să avem posibilitatea să accesăm bugetul și al lui 2021, l-am accesat, și al lui 2022, și al lui 2023, și al lui 2024, ca să putem să plătim la zi tot ceea ce înseamnă că, sigur, acum când vedem o clădire, dar trebuie să finalizăm și din punct de vedere a contractului și a obligațiilor financiare care le avem.